Bună seara, unicornașii mei, și bine v-am găsit la un nou vloguț dedicat Crăciunului din anul 2023. Aici avem din nou niște calendare advent super speciale. În primul rând, preferatul meu de până acum îl avem pe domnul de turtă dulce din Shrek și e super drăguț și cred că această cutie de metal o să devină cutia de ace a mamei. Aici, bineînțeles, de fapt nu, ăsta e pe primul loc ca și cadou preferat, ca și advent calendar, domnul Crinciulescu! Și aici, în dreapta, avem pe cel de la Douglas, care, atenție, ăsta este pe 24 de zile, ăsta pe 12 zile, ăsta pe 12 zile. Aici l-avem pe cel cu Emily in Paris, care este tot pe 12 zile. Și aici avem un calendar advent special, pentru că este calendar advent after, adică după Crăciun, care începe de pe ziua 25 și mi se pare foarte tare, este tot de la Douglas. Așa că după o scurtă introducere, eu zic să începem, ăla o să-l lăsăm ultimul, pentru că e after, deci o să începem cu astea. Tu ce zici, bebe, pe care să-l alegem? Primul, da. Eu aș merge pe mijloc? No, nu fac să încep direct cu el să intru în pâine. Trebuie să mănânc și eu coaja. Zi, dreapta sau stânga? Dreapta. Adică asta? Asta e stânga! Nu, hai cu stânga. Hai. Asta e dreapta! Douglas. Ok, hai să începem cu Douglas. Facem aici o permutare. Așa, am eliberat ringul de dans și avem aici calendarul de la Douglas, care, atenție, există două variante. Există varianta cu make-up și există varianta cu beauty, adică acolo o să primești și, și mai multe chestii. Și mai au o variantă, dar eu nu am mai găsit-o pentru că era stoc zero, care este foarte scumpă, ca să zic așa. Dar eu l-am găsit pe acesta super drăguț și haideți să începem cu ziua 1. A, ziua 1. Uite-o. Asta este ziua 1. Cred că de aici. Opa! Nu știu cum să stau, că e super înalt într-un fel. Nu! A, e pe lateral, nici nu înțeleg. A, ok. Ok, avem un ruj. Nu pot să-l scot! Ok. L-am scos. Asta este ziua 1, avem aici un ruj auriu, care chiar nu e deloc urât, nu știu dacă vedeți, este un fel de nud închis, ca să zic așa, un maro cu o combinație subtilă de puțin roșu în el, adică e un maro mai închis, stați să-l și testăm. Bă, chiar e super drăguț și nu pare foarte mat, pare destul de lucios. Chiar drăguț primul cadouaș. Și acum haideți să caut ziua 2, că mi-este foarte greu să vă arăt și vouă și să caut și zilele. Ok, aici avem ziua 2. Bă, deci eu nu înțeleg cum ar trebui să deschid lucrurile astea. Avem o ojă. Parcă era de make-up. Ojă nu e make-up, fraților. Am primit de la recuzita mea din spatele camerei o furculiță, că nu pot să scot. Deci efectiv trebuie să lucrați puțin la ideea de scoatere a produselor. Așa, cam așa arată această ojă. Nu pot să o deschid. Da, e un roșu închis. Nu mi se pare produs de make-up. Dar continuăm cu ziua 3. Și trecem la ziua 3, pe care am găsit-o, este aici și pot să vă arăt deja și ziua 4. E bine că sunt pe aceeași pagină. Așa. Mamă, ce greu mi-e cu unghiile astea minunate cu Grinch. Ok, am rupt cum s-a putut. Da, nu, mă enervează. Deci chiar mă sâcâie această deschidere. Aia este. O să scot direct. A, este o pensulică și din ce observ eu, cred că este de ruj. Destul de drăguță asta. Iar pentru ziua 4... o să deschidem de aici. Deci o să găuresc tot calendarul ăsta, vă închipuiți, nu? Nu l-au făcut deloc smart. Deci efectiv trebuia să fie, adică am și un ghișe destul de greu. Aici avem un creion de buze nunt, care sincer să fiu, cred că merge cu rujulețul. Ok, trecem la ziua 5. Și bineînțeles că am găsit ziua 5. Uitați-vă puțin. E primul pe care îl desfac super drăguț. A, știu ce e. Sunt... A, nu. Sunt pile. Sunt pile. Și le smulgi. Ok, asta mi se pare drăguț, dar nu e make-up neapărat. Aici este ziua 6 și nu văd pe unde se deschide. Ok.
Nu, mă bate calendarul ăsta. Deci mă bate rău de tot. Deci, frate, nu. Mă bate calendarul acesta. A, ok, pe aici era. Hai, că l-am rupt în toate fentele. Oh, este o paletă! Este o paletă cu culori chiar drăguțe, decente. Și mi se pare așa drăguță că e micuță de voiaj. Iar ziua 7 am văzut-o, dar am pierdut-o. Am văzut-o ziua 8. Deci deja mă nebunește calendarul ăsta. Lăsați-mă voi în comentarii dacă ați văzut ziua 7 înaintea mea. Că eu mă simt chioară. Bă, nu văd ziua 7. Era ascunsă. Era ascunsă. Deci, frate, mă nebunește acest calendar. Simt cum mă apucă căldurile interioare și ideea că nu văd ce trebuie. Deci, recomandare. Faceți-l mai ușor de accesat. Aici avem din nou o pensulică care mi se pare super drăguță, ca și cealaltă. Pare așa de voiaj, că poți să o folosești în voiaj. Ok, asta a fost ziua 7. Să vedem ziua 8. Ziua 8 este aici. De aici se deschide. Cred că este din nou o pensulă sau un creion. Fac pariu. Ia să vedem. Acest calendar, apropo, a costat 170 de lei, dacă nu mă înșel, parcă atât am dat pe el. Ok, aici avem un creion negru de ochi. Ok, continuăm cu ziua 9. Și ziua 9 e aici, aici un copil în mijloc, foarte drăguț, seamănă cu un globuleț. Băi, calendarul arată super drăguț și super de fete, așa girlish, dar singura chestie e că se deschide super greu și mă tor degetele. Asta cred că este oglindă. Ok, este oglindă super drăguță de la Douglas. Și haideți să vedem și ziua 10, care este aici. Așa, iar acum continuăm cu ziua 10, am zis, nu? 10. 10. Ah, 10. 10. Iar în ziua 10 avem... E, da, nu ești tu la mine? Păi vin eu la tine. Nebunatic mic. Da, o să-mi folosesc cu stensila secretă. Micuneala secretă de astăzi este furculița mea. Avem un gloss. Un glittery pink. Super drăguț, dar nu-mi dau seama. Eu zic că e gloss. Da, e gloss. Nu, e gloss. E 100% gloss și pare super drăguț și roz. Haideți să continuăm repede cu ziua 11, pe care am găsit-o aici. Nu cred, frate, de ce ați pus oje? Este calendar de make-up. Gen, în ăla de beauty m-am uitat pe TikTok și am văzut ce se afla în el, dar în ăsta de make-up nu m-am uitat, că voiam să fie o surpriză și pentru mine. Și avem din nou o ojă. Sunt dezamăgită puțin, pentru că chiar aveam așteptări destul de mari, gen, e make-up, adică înțeleg pensule, oglinjoară și așa, dar pilop și ojă, asta nu mi se pare ok, dar sunt drăguțe. Iar în ziua 12 avem un gold, scrie doar gold, nu-mi dau seama, eu zic că e gloss. Oh my god. Trebuie să aflu dacă ăsta este cumva gloss sau e de eyeshadow pentru... Bă, eu zic că e eyeshadow. Nu, e eyeshadow. Sau chiar highlighter. Adică, cred că se poate folosi în mai multe circumstanțe. Ia să-l testăm și pe ăsta. Cred că și ăsta era la fel. Dar sunt eu fraieră. Stați că testez acum, pentru că astea chiar mi se par șmecher. Ăsta e mai cremos. Dar și ăsta merge. Lăsați-mi în comentarii și părerea voastră, o să le caut și eu să vedem exact ce sunt acestea două. O să le las aici și continuăm cu ziua 13. Ok, și am ajuns la ziua 13, care este un burețel. Era și în formă de burețel această chestiuță, ia să-l vedem. Este pufos, seamănă cu toți bureții mei, e drăguț, e roz. Continuăm cu ziua 14, nu mai am loc. Ziua 14 este un brad. Au, unghia mea! Un brad care conține o sticluță. Folosim micuneala secretă să tragem sticluța. Este un apă micelară. Ok, să zicem că asta are legătură cu farurile, să zic așa. Continuăm cu ziua 15, care este aici. Știam eu că am văzut-o undeva. Mama, am intrat direct în ziua 15. Nici n-am bătut la ușă, nici nimic.
Hai, deschide-te! Avem un elastic. Ce ar trebui să fac? Deci, ce ar trebui să fac cu un elastic pentru make-up? Vă rog, lăsați-mi și părerea voastră în comentarii. E foarte importantă pentru mine. Au avut și calendar. După o căzătură zdravână, sper că n-am spart ce mai era în el. Continuăm cu ziua 16. Ia să vedem. Nu cred. Băi, deci nu. Nu vreau să vă supărați pe mine, dar... Și lac de unghii. Chiar nu e ok. Chiar nu e ok. Ok, asta a fost ziua 16. Continuăm cu ziua 17, care este aici. Sinceră să fiu, mie mi-au cam scăzut... cum să zic eu, gândurile despre acest calendar și că se va schimba ceva pe final de zile. Adică cine chiar îl desface gen zi cu zi, va rămâne puțin dezamăgit la final. Și astea cred că știu ce sunt. Deci sunt chestiile alea care absorb sebumul. Da, chiar, băi, nu știu ce să zic, e cam întortocheată situația. Haideți să continuăm cu ziua 17. Și am ajuns la ziua 18, ușor dezamăgită, mă dor și unghiile, ce-i drept. Da, băi, sinceră să fiu, chiar sunt puțin dezamăgită. Ok, aici avem un ruj, ne luăm unealta secretă din nou. Ia să vedem. Avem Douglas Rosy Wood. Ăsta clar este gloss. Da, ăsta este chiar gloss. O să caut și despre celelalte, pentru că ele, ca și borcănaia, să zic așa, seamănă. Nu, ăsta este gloss 100%. Da, trecem la ziua 19. Deci aici eu cred că o să avem iar un burețel după formă. E ok. Este o chestiuță din aceea de pudră. Asta e drăguță. Asta mi se pare super drăguță. Așa, o să-l pun aici. Acolo este ce am extras din calendar, în caz că nu v-ați prins. Ziua 19, ziua 20 este aici ascunsă. Mamă, deci mă dor unghiile, efectiv, frate. Deci nu mai pot. O să folosesc și furculița, pentru că e foarte tare acest carton. Și deja simt cum mi le dau peste cap. Ok, aici avem un creion negru, care cred că este tot de 8, doar că cred că este 24 de ore longwear. Ok, e mai rezistent decât ăsta, cred că și ăsta era tot creion de... Da, era tot de 8, nu înțeleg de ce au pus același produs, doar că puțin diferit. Așa, și ziua 21 căutăm acum... Băi, dacă aș vedea, gata, o văd, la 21, e tot ceva lunguieț, ca să zic așa. A, e o chestie de sprâncenuțe, stați să-mi folosesc cu stensila! Ziua 21 ne aduce o periuță de sprâncene, care, sincer să fiu, chiar o să folosesc, că e drăguță. Și avem ziua 22. Gata, o văd și pe ziua 22. Ia să vedem, avem tot un rujuleț. Deja îmi dau seama. Bă, tot nu-mi dau seama, deci dacă astea sunt eyeshadow-uri sau gloss-uri sau habar nu am. Mă lasă rece. Ok, ăsta se numește Champagne. Ok, ia să vedem ce este. Asta ar trebui să fie tot un eyeshadow. Da, uite, e textura diferită, nu? Asta e tot eyeshadow. Ăsta e 100% eyeshadow după textură. Sau poate mă înșel eu. O să citesc, v-am zis după. Continuăm cu ziua... Asta a fost 22. Continuăm cu 23. Bă, e ojo. Fiți atenți, chestia a patra ojo. Nu te cred. Deci eu nu pot să cred așa ceva. Hai, dacă am înțeles-o ojo, dacă am înțeles-o pe a doua, dacă am înțeles-o și pe a treia, pe a patra nu mai înțeleg. Deci este Nail and Cuticle Oil. Da. Și ultima zi... Anduțana, ce crezi că se află în ultima zi? Un ruj. Bă, e cam lunguieț. Eu zic că pensula e efectiv. Deci, eu zic că e ceva... E, nu, e rimel. Deci fac pariu că e rimel. Da, frate, e rimel. Nu pot să cred. Nu pot să cred. E rimel. Efectiv. E un rimel. Da. O să pun un pic astea în ordine și revin cu o părere.
După ce am dat calendarul în dreapta pentru că l-am făcut franjuri, sinceră să fiu, acum lăsând gluma la o parte și să fiu puțin serioasă, acest calendar merită nota 18-9 pentru că sunt destul de multe produse în el și sunt clar de utilizat, dar mă așteptam să fie doar pe partea de make-up pentru că Douglas, cum v-am spus și la început, a scos 3 variante de calendar. Unul extrem de scump și 2 care s-au împărțit în partea de beauty, adică care cuprinde și oje și mă și alte chestii, și partea de make-up, iar eu alegând partea de make-up m-am gândit că o să am doar produse de make-up. De asta spun că este irelevant că am primit 2 oje, un lac, un ulei de cuticule, 2 creioane de ochi, adică care sunt și aceeași culoare, deci nu mi se pare ok că a fost o dublură, un elastic de păr care, să zicem, că are cât de cât legătură, adică mă așteptam ca aceste produse care nu sunt de make-up să fie înlocuite cu produse de make-up și de aceea eu o să-i dau acestui calendar nota 8/9. Dar nu spun că nu are părți bune, ba da, are foarte, foarte multe părți bune, pentru că este super drăguț și cute și girly și sunt produse super drăguțe. De asta mie chiar mi-a plăcut deschisul lor, în afară de ideea că mi-era frică să nu mă rup aceste unghii minunate, în caz că nu le-ați observat cu Grinch. Așa că trecem la următorul calendar, care va fi... Gingerbread! Uitați-l cât de drăguț este! Haideți să dăm produsele de la Douglas deoparte și să ne apucăm de gingerbread! Deci eu acest omuleț de tortă dulce îl iubesc pentru că l-am văzut pe Timpala și mi s-a părut cea mai drăguță chestie din Shrek și mi-amintește foarte mult de copilărie și pe lângă chestia asta o să fie minunat pentru maica mea să-și pună ce face orice mamă? Deci lăsați-mi în comentarii dacă și mamele voastre au cutia aia de metal, de biscuiți. De fiecare dată noi încercăm să găsim biscuiți, dar de fapt găsim ace și toate chestiile de cusut. Da? Deci sper că nu doar eu trec prin această disperare. Așa, îl despachetăm. Aici avem un sneak peek pentru ce o să primim, dar eu bineînțeles că nu m-am uitat pentru că vreau să fiu surprinsă și acum o să-l desfacem. Wow, cât de drăguț e așezat! Cât de drăguț e! Atenție, ca o avertizare, nu știu dacă v-am spus la început, acesta este format din 12 zile, deci haideți să începem cu ziua 1. Cam așa arată. Avem o cutiuță cu domnul de turtă dulce verde. Ia să o deschidem, să vedem ce se află în ea. Oh, cred că e un rujuleț pentru prima zi. Avem un gloss. Avem gloss. Miroase a căpșunele. Ai, un gloss foarte pigmentat, îmi place super mult. Mie îmi plac produsele de la Revolution pentru că mi se par super pigmentate. Trecem la ziua 2. Continuăm cu ziua 2 și sinceră să fiu, nu pot să nu mă uit din nou la acest gingerbread în mărime naturale. Deci și eu iubesc calendarul ăsta pentru că mi se pare atât de drăguț, cum să nu-l iubesc. Eu m-am îndrăgostit de gingerbread-ul meu și sinceră să fiu, abia aștept să mănânc și eu gingerbread. Lăsați-mi în comentarii de câte ori credeți că am zis în vlogul ăsta gingerbread. Numărați-le. Ok, deci asta a fost ziua 1. O să-l las aici. Continuăm cu ziua numărul 2. Ia să vedem, e cam ușor. Oh, e un burețel mov. Și uitați-vă ce formă interesantă are. Și sincer să fiu, e foarte, foarte moale. Ok, asta este super. E chiar de apreciat. Lăsăm ziua 2 aici. Ziua numărul 3 este mai mare. Nu cred. E super ușoară în schimb. Un elastic cu alb și roșu. Nu cred că au băgat elasticul ăsta într-o cutie atât de mare. Aici m-au păcălit, nu-i corect. Ok, ăsta merge super repede pentru că are 12 zile. Nu prea e nimic de spus deocamdată. Continuăm cu ziua numărul 4. A, 4 e aici. E Shrek! Uitați-vă cât de drăguț e Shrek! Eu am o poveste foarte amuzantă cu Shrek în copilărie. Unchiul meu mi-a dat o figurină cu Shrek din... cu Shrek. Nu e Shrek, mă, cum îl chema pe măgarul ăla? Joachim! Doamne, ce confuzie am făcut! Deci, îmi cer scuze. Joachim, parcă așa îl chema. Am primit acea figurină cu Joachim care făcea fix zgomotul ăla din Shrek. Nu mai știu cum făcea. Nu mai știu exact. Avem o culoare... cu fața lui Gingerbread pe ea. Uitați-vă cât de drăguț e. Doamne, ia să vedem cum e culoarea. Băi, sincer o să fiu, este un fel de bronz, un fel de chiar culoarea lui Gingerbread, dar cu mai mulți clipici. Ok, ăsta e super drăguț. Am obosit deja, deci este foarte greu să desfaci cadouri. Nu știu dacă
sună drăguț sau nu, dar e foarte greu. Trecem la ziua numărul 5. Eu am impresia că în astea sunt doar glosul, pentru că sunt toate așa așezate acolo. Eu cred că aici sunt doar glosul. Dar să vedem, poate mă înșel, poate este altceva. Nu, ăsta e glos. Deci ăsta e glos 100%. Nu, e fard. E fard, e fard lichid, adică e eyeshadow. Wow. Wow, ăsta e mult mai gol decât ăla de la Douglas. Wow, 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 deci nu. Cât de gol e. Nu știu exact dacă se vede și la voi, dar este super gol. Ăsta îmi place super mult. Se potrivește cu aura mea, cu orice, iubesc goldul. Trecem la ziua numărul 6, care ce credeți, este din nou un gloss sau un eyeshadow? Aici avem gloss. Gloss roșu cu sclipici, o să-l pun lângă celălalt. Ok, ăsta nu este la fel de intens, dar are foarte multe particule de sclipici în el. Și ăsta este drăguț și îl are pe răufăcătorul ăla care voia să se căsătorească cu Fiona. Nu mai știu cum se numea, dar îi se potrivește culoarea. Ok, eu așa se a fost aici, sper să nu cadă. Ai, eu acum observ că astea le-am pus fix aici, ca și culoare, drăguț. Ok, continuăm cu ziua... Continuăm cu ziua 7. Ok, nu se mai mișcă nimic, cred că l-am blocat. Avem ceva mic. Nu cred. Este gel de sprâncene. Dar nu cred că o să rămână verde și când mă dau cu el, nu? Nu, nu pare verde. Ok, ăsta e drăguț, dar un pic cam lichid. Eu cred că ăsta e gel de sprâncene. Ia să vedem. Brow gel, da, ok, ăsta este gel de sprâncene. Interesant că e verde, dar nu o să fie și pe de păr, să fie clar. Ok, continuăm cu ziua numărul 8 și avem din nou o culoare. Avem movul celebru din Shrek! Uitați-vă cât de drăguț e, nu știu dacă o să folosesc vreodată culoarea asta, dar... Asta este culoarea bunicii mele. Da, ăsta e movul ei. Clar, acesta va fi un cadou de Crăciun. Deci eu cu calendarele astea cred că scap și de cadourile de Crăciun, vreți-mă, amin? Deci eu cred că calendarele astea chiar îmi vor salva sărbătorile pentru familie. Bine, o să le mai iau ceva pe lângă asta, e clar, dar ca idee, sunt lifesaver. Continuăm cu ziua 9 și cred că ultimul gloss sau eyeshadow. Ia să vedem ce se află aici. Băi, e un ruj. Este un ruj și haideți să-i vedem culoarea. Și e un ruj nud. Și să știți că chiar cred că are o culoare drăguță. Da, este un ruj nud și chiar arată super drăguț. Asta chiar îmi place și mi se pare super drăguț că e cu cei trei porcușori din Shrek. Cât de drăguț, doamne, deci eu de asta iubesc produsele de la Revolution, pentru că mi se par super drăguții și chiar se implică în gândirea packagingului și tot ce ține de brandurile cu care colaborează. Avem aici numărul 10. Mi s-a uscat gura, regia, am nevoie de apă, faceți ceva, vă rog frumos. Avem două pensulici care, uitați cât de drăguțe sunt. Doamne, sunt așa mini și drăguțe. Și mai avem două zile și terminăm și cu domnul Gingerbread, pe care îl iubesc în secret și în nesecret, ca să zic așa. Eu chiar îmi iubesc domnul Gingerbread. O să-l pun așa, ok, stă. Mamă, ce-am construit aici, bebe, uite-te repede. Andu nu mai poate nici măcar nu se uită la mine, frate, e atât de nu trist, supărăcios că mi-am luat atâtea calendare. El nu înțelege fetele. Și avem aici cea mai drăguță oglindă cu domnul Gingerbread. Doamne, cât de drăguțe sunt, băi! Chiar îi dau nota 10, adică nici măcar nu mă interesează ce se află în ultima zi. De la mine, clar, am casat nota 10 și aici sunt sigură. Adică nici n-ar avea cum să lipsească asta dintr-un calendar, exact ce ziceam. O paletă cu domnul Gingerbread! Uitați-vă cât de drăguță e. Deci mie aceste culori îmi inspiră gingerbread, caramel, ciocolată, vanilie. Îmi inspiră dulceață, iubire. Păcat că miroase a mâncare. Deci ăsta cred că a fost cel mai
Strogul calendar de până acum. Sunt curioasă și la Green și știu că nu o să-l mână dezamăgită la niciunul, pentru că toate sunt în colaborare cu Revolution, adică Gingerbread, cel cu Grinch și cel cu Emily în Paris. Deci, cu alte cuvinte, acest calendar eu l-am luat la reducere la 120 de lei. Pe site acum la Pink Panda cred că e 150-160, dacă mai este pe stoc. Dar din partea mea merită nota 10, pentru că chiar sunt 12 produse super drăguțe și chiar te face fericit ca persoană când îl deschizi. Adică mie mi-a adus o stare de fericire și chiar merită să vi-l cumpărați. Și acum am ajuns la al treilea calendar, unul dintre cele mai așteptate, dacă ar fi după mine să aleg, sper că și voi l-ați așteptat pe Grinch, pentru că eu îl iubesc. Deci chiar Grinch, my love, my love, my love. Andu care îmi face semne prin spate. Ho, 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 zici că e elicopter. Deci, o să-l las aici ca omagiu pentru Grinch, că nu pot să trăiesc fără el. Stai! Nu stă. O să-l las așa. Bun, cam așa arată calendarul. Sinceră să fiu, chiar arată super drăguț. De ce ziua 11 e invers? Ziua 11 a fost invers. Ok, prețul acestui calendar a fost de 250 de lei, dacă nu mă înșel, sau 230 de lei, pe acolo. L-am luat de pe un site, habar n-am cum se numește, sincer să fiu, am și sunat la ei pentru că mi-era frică că nu o să mi-l livreze. Și să începem cu începutul. Ziua numărul 1, deci eu cu calendarele astea o să-mi văd din nou, să număr ca la 3-4 ani. Ia să vedem, nu cred, uitați ce au pus în ziua 1. Atenție, și acest calendar e tot cu Revolution. Deci, efectiv, au pus pensulele. Ce pot să spun? Am început în forță cu pensulele. Ok, o să le las aici, ziua 1. Nu știu cum să le pun, o să le pun așa. Continuăm cu ziua numărul 2. Ok. Pare un ruj. Pare... Da, nu m-am înșelat. Este un ruj. Cu domnul Grinch. Ce mânăm? Așa, l-am și aici pe unghiuță și aici am și degetul lui. Ca să nu le-ați văzut deja. Ha, avem un ruj verde care cred că pe piele se face roz. Se face roz. Da, cred că merge doar pe buze, abar n-am. Pe mână nu s-a întâmplat nimic. O să îl testez și pe buze. Ok, să-l lăsăm aici la locul de onoare. O să le pun și pe ele tot așa. E bine. Ziua numărul 3. Wow, e gen ca un trenule. Ziua 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11, 12. Ok. Deci ziua numărul 3. Ia să vedem ce se află în ea. Eu nu mai spor cutiile, efectiv, dar e mult mai bine decât la primul calendar unde mi-am rupt unghiuțele aproape. Avem tot un ruj cu fetița blondă pe care efectiv mereu uit cum o cheamă și cu Max. Ia să vedem. Evident, nu se putea fără un roșu grincificat. Da, este un roșu jet pe jet. A fost. Încă este, a supraviețuit, nu s-a spart, este perfect viu. Câteva stand. Nu este problemă, continuăm. Punem aici cutiuța numărul 3. Continuăm cu numărul 4. Ia să vedem ce se ascunde la numărul... Încă un ruj! Ok, este un gloss, cred. Gloss? Lip gloss. Ok. Eu mă uit acum să nu fie eyeshadow, efectiv. Să vedem. Mamă! Și ăsta este la fel ca ăla, cred că de la Shrek a fost ăla super intens, parcă. Eu așa știu, pentru că efectiv nici nu am putut să-l curăț. Este foarte pigmentat, ce este super răgust. Ok, asta a fost... de ce l-am băgat la loc? Locul de onoare, nu! Ok, ziua numărul 4, așa. Ziua numărul 5, la asta merge super rapid, pentru că sunt doar 12 zile, din păcate. E ceva pufos. Am smuls ceva pufos. Este un elastic de păr, căciulă de Moș Crăciun. Doamne, cât de drăguț. Andu, nu te mai strâmba la mine! Nu te mai strâmba la mine! Lasă-mă! Așa, continuăm, o să-l punem aici, chiar dacă nu mai este loc. Anduțana este foarte agitat din spate pentru că aude și el în sfârșit în premieră prețurile pentru aceste calendare și
Deja optează chiar dacă nu se aude că la valiera e la mine. Puterea e la mine, cum s-ar spune. Continuăm cu ziua. Și că nu mai ai cadou de Crăciun, da? Și că nu mai ai cadou de Crăciun. Și tu ce crezi că o să ai? Grinch în acțiune. Eu am intrat acum în personajul meu, adică în Grinch. Adică nu mă mai interesează de nimic. Avem în ziua numărul 6 urețelul grincificat. Doamne, iubesc pe Grinch. Deci dacă nu s-ar fi născut Anduțana în viața asta, eu m-aș fi căsătorit cu Grinch. Aș putea spune că și Andu e un mic Grinch, deci merge. Ziua numărul 7. Măi, dar stai aici, stai acolo. Ziua numărul 7 ne aduce... Ne aduce un Grinch zâmbăreț. Vă las pe voi să vedeți primii, dacă pot să-l și desfac. Sper să nu scap. L-am văzut deja. Nu-mi dau seama dacă e highlighter sau eyeshadow, dar... Nu, e highlighter. Ia să vedem. Este fățuca lui Grinch aici. Băi, este un highlighter destul de alb, dar în același timp are și particule roz. Deci ăsta este genul meu. Am avut un highlighter de genul de la NYX. Nu l-am mai găsit de 2 ani, dar mi-a plăcut super mult, deci ăsta. De ce l-am băgat din nou? Ăsta clar va fi utilizat de mine. Deci, domnule Grinch, vei fi cu mine în gentuță. Continuăm cu ziua numărul 8. Ia să vedem. Avem o sticluță, avem spray de fixare a machiajului. Asta e foarte tare, chiar super drăguț. Și îmi place că totul se păstrează așa pe tematica Grinch. Bine, eu am observat o chestie și nu e sponsorizare sau ceva, dar eu iubesc brandul Revolution pentru că orice produs pe care ei îl scot întotdeauna cu Grinch, cu Shrek, cu oricine, cu Emily, este fix pe tematica respectivă, iar eu chiar respect chestia asta pentru că omul primește doza aia din filmul, serialul, desenul respectiv și mi se pare foarte drăguț, deci pentru mine eu chiar le dau nota 10 și respect super mult. Avem aici la ziua numărul 9 încă un elastic. Oh, Ren, cât de drăguț! Da, chiar mă înduioșează și acest calendar, doamne, îmi vine să plâng, deci până la finalul vlogului eu o să plâng din nou de emoții. Continuăm cu numărul 10, care este foarte mare, dar nu se aude nimic. A, nu cred! Încă o chestiuță cu Ren. Oh, doamne, deci eu le iubesc, sunt super drăguțe, o să dăm mai încoace asta. Hei, domnule Grinch, unde pleci, unde pleci? Da, o să pun cutiuța cu numărul 10 aici, ca să o vedeți. Ok, și... Nu știu unde să-l pun pe Grinchy. Grinchy, stai aici, Grinchy. Da, o să-l țin în brațe pe Grinchy. Continuăm cu numărul 11. Oare o fi aici paleta? În asta nu prea se aude nimic, deci cred că aici... Oare o fi paleta? Da, este paleta. Mă așteptam să fie numărul 12, dar avem aici fetița blondină care seamănă cu mine. Deci eu am două variante în Grinch. Așa sunt când sunt drăguță, blonduță și... Și când mă supăr, devin Grinch. Da, eu mă simt în acest desen. Avem aici culorile specifice, rozul pentru fetița blonduță, avem aici culorile lui Max, mi-aș dori și un verde, ar fi drăguț un verde pentru Grinch. O să punem paleta aici la loc de onoare și ultima zi, ziua 12, nu cred, o oglindă Grinch, vai cât de drăguț! Cât de tare arată, uitați-vă și are și ciupulețul lui de perișor, super drăguț. Băi, sinceră să fiu, v-am spus, atunci când cumpărați un calendar de genul care e inspirat dintr-un film, serial, desen, ce vreți voi, trebuie să trăiți, nu știu, și esența lui, adică eu chiar m-am bucurat de calendarul cu Grinch, chiar dacă l-am făcut așa destul de scurt, pentru că sunt doar 12 zile și mi-aș fi dorit să facă 24 de zile la toate calendarele, pentru că mi se par super interesante. Astea sunt câteva din lucrurile testate. De la mine clar primește nota 10, adică
a fost într-adevăr 250-230 de lei, dar din punctul meu de vedere merită experiența în primul rând și în al doilea rând eu zic că merită și produsele, pentru că o paletă de obicei este asta mică, 40-50 de lei. Deci de la mine și acest calendar are nota 10 și la sfârșit nu uitați că o să facem un top al calendarelor preferate în funcție de produsele lor, nu doar cum arată cutiuța. Să trecem la următorul calendar și anume Emily în Paris! Iar penultimul calendar, cel cu Emily în Paris. Acesta a fost 170 de lei, deci ca și preț a fost ok pentru 12 zile și cam așa arată. Îmi place super mult că la acest calendar este efectiv ca un puzzle, pentru că sunt pozele, sunt numele puse în ordine și trebuie să descifrăm aici. Cred că aici nu a fost o chestie ok, pentru că 5 eu cred că era 6, apăram, nu știu, nu înțeleg de ce e rozul ăsta așa, dar oricum continuăm. Deci, avem ziua 1 care este super mare, înțeleg de ce, eu nu pot să cred că e ceva, nu-mi dau seama, lăsați-mi în comentarii dacă voi vă dați seama ce e ziua 1, ia, nu cred, dacă am atins eu ce trebuie, da frate, deci nu pot să cred. Paletă în prima zi. Deci la niciun calendar n-a fost paleta în prima zi. Ia să vedem cum arată. Ok, sunt culorile ei, nude. Da, îmi place acest auriu, culoarea de aici. Îmi plac culorile cu scripici mai mult, dar mi se pare drăguță paleta. Ok, asta a fost ziua 1. Să vedem ziua numărul 2. Și aici pare ceva destul de greu. Ok, începe să mă surprinde acest... Nu cred! Ok, chiar mă surprinde acest calendar. Încă o paletă Emily în Paris. Cât de drăguță este asta. Asta îmi place mai mult pentru că sunt mai multe culori de roz și mai slipicioase. Da, super drăguț, nu. Chiar nu mă așteptam la chestia asta. Băi, până acum Emily, te menții și tu la 10. O să-mi fie foarte greu la sfârșit când o să trebuiască să aleg. Avem numărul 3. Se deschide super ușor ăsta. Chiar se deschide super ușor. Gloss sau eyeshadow? Da, eyeshadow, ok, ia să vedem. Deci mâna asta am demachiat-o odată, dar o să o umplem la loc de culori, pentru că nu avem cum să ne testăm puțin. Ok, ăsta chiar este super frumos, îmi place super, super mult. Continuăm cu ziua numărul 4. Oh, dacă s-ar scoate mai ușor măcar. Da, avem aici ziua numărul 4. Avem rimel. Nu pot să cred. Rimel. Bă, rimel am primit doar la primul advent calendar. Ok, foarte, foarte tare, Emily. Foarte tare chestia asta. Ok, continuăm. Mă surprinde, Emily. Mă surprinde foarte tare. Continuăm cu ziua 1, 2, 3, 4, 5. Avem ziua numărul 5. Ia să vedem ce se află la numărul 5. Ruj! Roșu! Nu cred! Ok, pare mat. Pare mat din ce pot observa. Da, este diferit față de cel de la Grinch. Acesta este mai mat. Ok. Seamănă foarte mult la culoare cu cele de la MAC. Așa. Punem rujul aici. Numărul 6. Bă, eu cred că e un gloss. Eu cred că este un gloss. Nu! E toruș. Nu cred. Două culori. Upsi. Am crezut că l-am atins. Ok, ăsta îmi place super mult. Ăsta chiar îmi place super mult. Nu știu dacă vedeți. Chiar îmi pare rău dacă nu vedeți. Oricum o să facem și TikTok-uri pe care o să le găsiți pe TikTok, bineînțeles. Deci ăsta chiar îmi place. Ăsta chiar e nuanța mea. Continuăm cu ziua numărul 7, subțirică. A, e creionul, deci fiți atenți, ziua 7 și 8 cred că sunt creioane amândouă pentru rujuri. Asta mi se pare foarte tare pentru că pe mine mereu mă enervează că nu găsesc creioanele potrivite cu rujurile pe care le cumpăr. Ok, uitați creionul, o să-l pun aici, o să-l pun așa, dacă... o să-l pun așa, ok, o să pun capacul aici. Și ziua numărul 8, da, deci eu cred că aici ori este un creion de buze, ori este un creion de ochi, ori este un eyeliner, pentru că e ceva galben. E ceva galben, nu știu ce să zic că e. Oare un creion de ochi?
Nu, creion de buze. Deci este creionul de buze de la ăsta. Ok, asta e foarte tare. Ok, continuăm cu ziua 9. În ziua 9 avem aici. Băi, nu știu ce ar putea să fie. Un carton! Nu cred. Ok. Nu-mi dau seama ce e, că nu m-am uitat. Ok, spray de fixare. Deci și în acesta avem spray de fixare. Am observat oricum că la calendarele de la Revolution, cumva ce le găsești în fiecare calendar, chiar dacă e diferit cu cine l-au făcut, sunt cam aceleași lucruri. Adică un spray de fixare, un rouge gloss, o paletă clar. Asta mi se pare drăguț, dar în același timp experimentezi altfel de culori. Avem aici ziua... Nu, nu 11, ziua 10 ne trebuie, măi. Ziua 10. Burețel. Mini burețel verde. Oh, ăsta merge și la Grinch. Foarte pufoase burețelele. Deci eu am o problemă. Când mă machiez am nevoie de un burețel cât mai pufos pentru concealer. Pentru că are, dar nu știu, nu întind bine concealerul. Din nou carton la ziua 11. Ok, încercăm cealaltă parte. E ceva galben. Ce ar putea să fie? Ia. Nu cred! E primul calendar în care primim primer. Asta mi se pare foarte tare. Deci este primul calendar în care primim primer. Nu știu dacă în cel de la Piluiza am primit primer, dar mi se pare că nu. Dacă am avut în primele două zile palete, două palete, oare aici ce poate să fie? Că se aude, se aude super tare, dar e ușoară cutia. Lăsați-mi în comentarii acum ce credeți că se află. Deci, 3, 2, 1. Gene Emily in Paris. Wow. Am mai primit gene doar la calendarul Piluiz. Asta mi se pare tare. Un pic șocată de produsele pe care le-am primit în acest calendar. Mi se par gen multe, adică ca și la celelalte două cu 12, dar mi se pare că într-un preț de 170 de lei am primit super multe produse. Din ce sens? În ce sens? Două palete, două rujuri, două creioane pentru rujuri, un rimel, primer și spray de fixare, gene, burețel, eyeshadow lichid. Da, din punctul meu de vedere, acesta este un calendar care merită și banii și nota 10. Lăsați-mi și voi o părere în comentarii. Și în sfârșit am ajuns la ultimul calendar. Și în sfârșit am ajuns la ultimul advent calendar. Și acesta se numește... La 4 dimineața am ajuns la ultimul calendar. Se numește 7 zile after calendar. Ok. O să deschidem fundița. Pai, ăsta mi se pare din nou super cute și drăguț. Nu l-am deschis până acum, adică se vede care și scoțul ăsta aici. Ah, unghia. Ah, nu cred! Ăsta nu e ca primul. E pe cutiuțe cumva. Ok. Arată foarte, foarte cute și drăguț. Wow. Mamă, care e ziua cu care trebuie să încep? 25, 25. Ok, scot 25-ul. Ah, wow, ce drăguț. Are și chestii să-l scot. Ok. Paletă! Sunt culori decente și neutre. Ok. Nu mă așteptam la paletă. O să-l las aici din nou. Ok. Băi, drăguț până acum. 26. Ia să vedem. Ia. Ah. E face mask. Ok. 27. Băi, mi se pare super drăguț că e ca o cărticică de povești. Avem un creion, dacă e din nou creion negru. Eu îmi dau foc la valiză. Da, creion negru ca în primul calendar. Da, e fix ca în primul calendar de la Douglas. Bine, practic nu e ceva rău, că poate un om nu și-l cumpără pe acela și și-l cumpără doar pe ăsta mic. 27 a fost ăla, nu? 27 a fost ăla, deci mergem pe 28. Dar asta mi se pare tare, să poți să le ridici așa, gen să bagi degețelul aici. Asta mi se pare super drăguț. Ia. Ăsta este un lip balm. Ok, super drăguț, ia cum miroase. Dar de ce nu se deschide? Dar de ce nu se deschide? Miroase ca ăla din copilărie care ne hidrata buzele. Ok. Miroase vanilie.
29, ok. Super drăguț ăsta. O pensulică. Ok, și asta e gen lungă, nu e scurtă. Așa. 30, care e mai mare. A, nu cred, ce urât. La 30 a fost ceva așa. E Glow Eye Patches cu pepene. Ok. Iar la 31, cred că e un ruj. Eu, sinceră să fiu, cred că este un ruj. Da, și nu credeți dacă e ca primul ruj din calendar. A, nu! Ăsta e foarte sclipicios, nu știu dacă se vede. Este fix ca ăla pe care voiam să-l testez. Nu mai știu unde-l văzusem, pe Temu parcă. Wow! Ăsta este un ruj efectiv de revelion. Altfel n-am cum să-i spun. Are particule de auriu pe exterior și este un fel de, nu roșu, un fel de mov spre roșu și se vede super sclipicios și drăguț. Da, ăsta este un ruj de revelion. Astea au fost cele 7 zile de după calendar, să zic așa. Sincer să fiu, asta cred că o să păstrez, că mi se pare super drăguță. Sincer să fiu, mi-a plăcut mai mult packaging-ul acesta decât la primul, pentru că au fost mai ușor de deschis. Din partea mea, acesta primește nota 9. A costat 100 de lei, din ce mi-amintesc eu. Și sincer să fiu, cred că merită produsele. Adică, ce nu prea mi-a plăcut a fost că la ziua aceasta am avut doar niște patch-uri pentru ochi și asta o mască de față. Dar, da, per total îi dau nota 9 și acestui calendar. Iar acum, haideți să facem review-ul final și lista finală de ce calendar este pe primul loc. Acestea sunt toate calendarele pe care le-am testat în acest videoclip. În total, prețul este de, după un mic calcul ca să fiu clară și sigură, cât e, regia? 800 de lei au costat toate aceste calendare minunate. Și acum haideți să facem topul. Locul 5, din păcate, merge la calendarul Advent de la Douglas, pentru că nu s-a potrivit descrierii neapărat, pentru că a avut și câteva produse care nu erau de make-up și da, el merge pe locul 5. Pe locul 4 se regăsește calendarul Advent, tot de la Douglas, pentru că acesta a fost mult mai mic și n-are cum să primească un loc mai mare, pentru că a avut 7 zile, dar mi-a plăcut super mult și, sincer, știu, chiar îl recomand. Așa, iar pe locul 3, merge către domnul Gingerbread, pentru că a fost super drăguț și, cum să zic eu, mi se pare că au fost culori pe care nu le-aș purta neapărat, dar este foarte, foarte drăguț și din partea mea primește locul 3. Iar acum, pe locul 2 și pe primul loc, o decizie super grea pentru că implică iubirea mea față de Grinch și în același timp lucrurile care chiar au avut ideea de advent calendar să primești cât mai multe lucruri într-un preț mic sau mare, dar care chiar să fie folositoare. Așa că locul 2 merge la calendarul advent Grinch și o să vă explic și de ce. Îl iubesc spre Grinch, dar din păcate calendarul cu Emily a fost mai bun pentru că mi se pare că Emily are un aproape full face of make-up. În punctul meu de vedere, acesta este foarte drăguț și îl recomand. Într-adevăr, a avut un preț mai mare, dar are și acea bandană și acel elastic și atunci mi se pare că Emily este mult mai bună pentru că chiar a avut doar produse de make-up, nu și elastice sau alte lucruri. Așa că câștigătoarea din seara aceasta este Emily în Paris, care a fost la 170 de lei și merită toți banii. Acesta a fost vlogul meu cu advent calendar. Mă găsiți pe Insta, pe TikTok. Cu acestea fiind spuse, vă iubesc și vă pupăcesc cu unicornașii mei. Este 4 dimineața și Andu vrea să-mi arunce o pernă în cap. Mă găsiți pe Instagram și pe TikTok, aveți în descriere toate numele mele. Da, pa, pa! Și Crăciun fericit!